Salut, eu sunt Navi, astăzi ne vom juca Minecraft Nuke de PSS și voi să vedeți aici. Seria trecută a fost despre cum să facem o casă subacvatică. Ia acum facem o serie de survival pe bune. Nu-mi place biomul ăla, așa că o să mă duc în deșert. Cred că, adică sper să găsesc un templu ca să am și eu niște iteme, forță. Chiar îmi doresc să am un templu să găsesc. Deocamdată să iau astea, să mă duc și pe acolo, poate mai găsi ceva. Mi-am făcut geoi scale-ul mai mic și la fel am făcut și cu FOV-ul. De fapt, FOV-ul l-am făcut mai mare ca să se vadă mai ca cu speed. Așa, și acum să mă mișc. Poate găsesc un templu, caut pe aici. Ioi! Ce cu caste? Asta e un biom nou. Nu, e sat din asta cu... Cum îi zicea, mă? Am uitat. Nu contează, sper să găsesc Heibel. Deci sper din tot sufletelul pe care l-am eu să găsesc Heibel. Asta o să-l iau eu cumva și o să mă mut mai departe de sat. Cred că nici nu stau, nici nu o să stau în sat. O să las câte o torță pentru că modelele astea nu mă interesează. O să am și un flower pot. Uitați, hebelurile ei, mâncare din episoadele trecute, că acum două episoade, dacă îmi amintesc, da, acum două episoade v-am arătat poza aia că mă jucam Minecraft Java Edition, desigur eu care nu bag bani în nimic, mi-am luat cu launcher. Și Minecraft-ul pe care joc eu, Bedwars, ce vă uitați, mă, așa tot satul la mine cum vă sparg eu Heibelul? Alo, băi! Mamă, deci cred că sunt deja super furioși pe mine. Dacă le iau... Dacă le iau, se prostească ăștia. Nu mai au rost oamenii ăștia pe lumea asta. Știu că am încercat pe o lume cu... Cred că cu Daviduț Petruț, dacă nu mă înșel. Hai că iau și un pat, că văd că ăsta de aici nu face nimic. Aoleoleoleo, se face seară, vai lei. Trebuie să mă mișc. Trebuie să mă mișc rapid, trebuie să fiu Speedy's Gonzalez. Bă, stai mă, așa mă. Așa, să fiu Speedy's Gonzalez. Și să mă mișc, poate găsesc vreun cestuleț, ce avem. Așa. Bă, uite că merge și pe controller, merge. Apăs de selectez de doar pe A și îmi face. Neacă, nea de aici că au mers. Hai că mă culc aici, adică ce se poate întâmpla? Așa, mamă ce fain arată caracterul meu cu capa asta. Foarte fain. Așa, bun. Hai să iau patul și mi se pare mie că am văzut eu mai e vreun turn, da, mai e un turn acolo, mai e niște Heibel și ne face mâncare cât să explorăm. Hai să sparg chestul ăsta pentru că îmi place să sparg chestii. Așa, ai pe aici ceva? Nu. E că, nu, nu mi-am luat chest acolo de la pe care să-l iau dacă sunt starting chest sau nu mai știu cum se numește la. Hai să le iau și pe asta că au deja destule torțe care luminează. Și hai să mă duc în celălalt turn, poate. De ce pot mânca pâinea dacă nu mi-e foame? De ce? De ce aș mânca eu pâinea dacă nu mi-e foame? Am fost pe aici, am fost. Aoleu, mi s-a blocat controllerul. Mi s-a blocat controllerul din nou. Mai e încă un turn? Nu. No. Mai e doar ăla, mai sunt niște case, poate mai găsesc un chest într-o casă, ceva. O să iau și clopotul, pentru că nebunul ăsta încă doarme aici. O să iau și culturile astea, pentru că s-ar putea să-mi fac un berot sup. Și berot supul ajută. Hai că îmi place mai mult patul ăsta. Așa. Bine, verdele e culoarea mea. Bine, verde și portocaliu, dar... crafting table. Nu mai fac încă un crafting table. Nu mai fac. Oare dacă îl sparg se face unul mai noob? Se prostește cineva? Să iau și butoanele pentru că butoanele îmi plac. Ia, am explorat ceva?
A, nu prea. Hai să pun asta aici, că totuși, de ce nu? Ca să văd și eu, să explorez harta. Tipii ăștia, cred că o să stea pe mine. Deci dacă văd un om așa, fără haine pe el, înseamnă că e un de ăla. Adică fără haine special, că doar, na, o să arate ca vilgere din versiunile vechi, când nu erau așa fain îmbrăcați. Bă, sper că ăsta nu e un de ăla care e așa, că i-am furat crafting table-ul. O să iau și clopotul. Și de aici văd eu, hai că iau și astea, că poate îmi fac o fereastră ceva. O să iau și morcovii sau cartofii aia ce-o fi. Hai că o iau numai pe asta și mă duc în celelalte două turnuri. Unul lângă celălalt. Hai că am noroc, hai că am noroc. Trebuie să iau cactușii, că cactușii nu contează. Mai multă pâine pentru mine. Ehe, boi, stai că să pun asta aici. Țac, pac. Bă, e foarte fain. Asta că am apăsat dublu pe asta. Și iau și chestul ăsta. După aia mă duc să iau și chesturile următoare. M-aș arunca de aici, de sus, da? Cred că o să iau și... It's big brain time. Mamă, deci ăștia sunt plini de mâncare. Ca să iau și o torță de aici, na. O las pe asta și o să iau pe aia de mijloc. Una. Nu, asta o las acolo ca să lumineze josul. Și iau pe asta. Și pe aia de jos. Pac. Mă întreb noaptea cum o să fie la ei. Și de aici la fel. Iau torța de jos. Pentru că chiar am nevoie de torță. Mă voi muta în... alt ceva. Așa, pac, pac, ăsta las. Pac, îl iau pe ăsta. E, nu cred că au că ăștia nu prea se duc sus, n-au de ce să se ducă. Hai că îl iau și pe ăsta, că de ce nu. Așa. Aș lua și o ușă, dar există zombii. Stai, pe ce dificultate sunt? Trebuia să mi se facă hungerul de până acum. Mamă, uite cum că eram pe peaceful. Doamne, eram pe peaceful. De asta nu-mi lua mie hangar-ul. Așa. Adică eu vreau să fiu cât pot de corect și nu vreau să trișez. Acum, ca să pot să trișez într-un fel, voi mări ceancurile. Da, o să măresc o leacă ceancurile ca să pot să trișez. Că dacă măresc ceancurile, cum ar fi? Eu am mai folosit pe o copie a lumii astea ca să pot să văd și eu ce mai e prin deșert aici. Așa că uite, o să mă duc apoi la setări și o să măresc ceancurile. Uite, mă duc aici la video. Trotă-tă. Și dau aici mare, mare, mare cenculeț. 20 de cenculeț. Și aștept să se randeze aici ceancurile. Văd ceva acolo, nu știu sigur dacă e un witch hut sau ceva. Mamă, dar ce mă lăguiește cu asta când am așa. Ce mă lăguiește? Cred că acolo e o fântână, dacă nu mă înșel. Da. Eu zic că e fântână. Bun. Atunci dacă e fântână, voi profita de lagul ăsta imperial. Stai că eu mă duceam încolo. Nu. Ce e aia? Așa. Nu, deci nu voi sta cu lagul ăsta. Eu mă duc la 8 ceancuri sau mai puțin, nu știu. Ia să vine mai HD opacity. Așa. Bun, ia să dau eu pe... Ce-am făcut? Așa, să mă duc înapoi la minimul meu de... 8-6 ceancuri, că 6 ceancuri pentru mine e destul. Se vede cam prost, dar decât deloc. Mamă, ce-mi fură asta din hangar? Ce-mi hoțește din hangărește?
La un moment dat o să-mi fac și eu cu pâinile, dar nu acum. Bă, am zis că-mi iau cartofii aia, dacă nu i-am luat, îmi pare rău. Sper să mă iertați dacă n-am luat pâinile sau cartofii. Morcovii, doamne, nu știu să deosebesc morcovii de pâini și cartofi. Uite un puiuț. S-o băga la treabă, ne. Bă, cred că o să iau și chestia asta. Doar că dacă o iau, rămânem fără un fermier. Aoleo. Bă. Hai să fiu băiat Gigel, totuși. De dacă o pun. Uite, mă, că o sări de bucurie. O să explorez. Aoleo. Poate mai am un pic și o explodez. N-am pâine. Ia să-mi fac eu. Țâc. Țâc. Și țâc. Și încă un țâc. Și țâc, țâc, pâc. Cât am eu un stec, aproape două stecuri de pâine, ceva morcovi, mă... Este aleacă. Nu, nu s-a enervat. Ok, Gigele, sper să nu te superi pe mine. Acolo văd un punct roșu, cred că e niște lavă. Bă, de ce să mănânc eu pâinea aia, mă? Văd niște lava acolo, dacă nu mă înșel. Iodita mai crăpăraia. Eu crăpăraie. Nu e nicio crăpăraie aici. Acolo e crăpăraia. Bă, sincer să fiu, nu știu cum mi se spune. Aici sus e. Hello. A, uitați crăpăraia. Aici era. Am găsit-o și eu într-un final. E Odita Mai. O să-i zic că e Odita Mai. Vă supărați? Nu? Bine. Așa, să iau și eu niște sugar canes. Bine că am și pat și o să dorm. Aoleu, ce am... Nu, 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 mor. Nu o să mor. Era să pic. Da. Asta se poate întâmpla de cele mai multe ori. Să nu faceți cum am făcut eu, pentru că pățiți același lucru. Se pare că dacă pui sand aici sus, se face cum, așa. Să pun eu tot sandul ăsta înapoi. De fapt, stai că îl sparg pe ăsta. Așa, frumos. Și se iau tot sugarcane-ul ăsta, pentru că nu, de ce a picat acolo. În fine, o să iau tot sugarcane-ul pentru că o să am nevoie de el până la un moment dat. Așa, nu știu cât am filmat. Cred că la 20, mă opresc la 20. Așa, mamă, dar nu mai găsesc eu nimic în afară de sugarcane și de animale. Bine, am dat de un sat și gata. Bine, nu o să stau un sat pentru că nici nu vreau să-i enervez pe săteni cu furturile mele de obiecte speciale. Așa că voi rămâne aici, se pare că se face noapte și nu vreau să dau de vreun mobuleț, așa că îmi voi pune patul aici, nu-mi pasă ce se întâmplă. Așa, You can only sleep per night. Păi asta ce e? Ce nu poți să dormi și ziua? Respawn point set. You can only sleep per night. Păi și afară ce e? Gata, boss. M-a culcat și eu. Așa, bun, 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 bun. Ia să vedem locuri neexplorate, direcția înainte. Ca să stau cu ceva care nu mă poate afecta pe termen scurt, mediu și lung. Așa. Aoleo, ce fac eu aici? Ce mă fac? O să rămân fără pâine la un moment dat. Aș putea să pun pariu că o să rămân fără pâine la un moment dat. Dar nu prea pariez eu pe chestii. Stai că văd ceva verde înainte. Văd ceva verde și mă bucură chestia asta, dar... Nu spune că e de la cocopaș de ăia. Noi. Ok. Uite și o văcuță ce faci. Bine, vezi cum a sunat taică-to. Așa, bun. Bă, mă enervează
No, 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 așa se sapă, no, 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 no. Ce? A fost asta? Bine, am găsit aici, cum să zic eu, locașul nostru de trăit. Așa, cât am filmat? 15 minute. Păi, da. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like. Unul de la, să dați unul de la mare, uriaș. Și dacă v-a plăcut, da, să dați subscribe și să apăsați clopoțelul. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul acesta în care mă joc Minecraft și mă tot îmbrătesc că, bă, zici că fac sminghițul, hai v-am lăsat. Pa!